Bună, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să vorbim despre un subiect foarte important, și anume respirația, miracolul vieții. Acordăm oare destulă importanță respirației? Respirația este alături de noi pe tot parcursul vieții. Atunci când ne naștem în prima gură de aer și atunci când aventura aia a sfârșit, dăruim ultima gură de aer lumii. Suntem însă conștienți de importanța acesteia și de minunile pe care le poate aduce în viața noastră? Spun eu că nu prea. Încă din cele mai vechi timpuri, toate filozofiile spirituale au pus accent pe importanța respirației și au realizat că aceasta este liantul magic între cer și pământ, între material și spiritual, între corpul acesta nostru fizic și cel energetic. De aceea, respirația este o legătură constantă între lumea văzută și cea nevăzută. Cum o folosim însă noi? Respirația noastră e automată, deci ne înviață și de aceea am uitat să-i acordăm atenție. Nu știm să ne folosim de ea conștient pentru a aduce schimbări în interiorul nostru și pentru a ne vindeca, pentru a ne întreține un stil de viață sănătos. Respirația ne poate ajuta atât pe plan fizic, cât și mental și emoțional. După cum știți, atunci când suntem într-o stare emoțională neplăcută, respirația este prima pe care o putem accesa pentru a o schimba. Chiar și atunci când trecem prin dificultăți fizice, respirația este folositoare. După cum știți, respirația... Prin controlul respirației putem trece mai ușor prin naștere, prin durere, prin tot felul de dezechilibre. De ce nu folosim mai mult respirația conștient? Eu știu din propria experiență, după cum știți, foarte mulți ani am suferit de anxietate și atacuri de panică și de aceea am învățat în acea perioadă să lucrez foarte mult cu respirația. Atunci când suntem într-o stare mentală puțin, poate, negativistă sau mintea este foarte agitată, putem imediat să folosim respirația pentru a o liniști. După cum știți, atunci când sunteți stresați, respirația devine din ce în ce mai sacanată și urcă în zona pieptului și este din ce în ce mai superficială. Dacă realizăm acest ciclu de influență al emoțiilor asupra respirației, putem folosi și reversul, adică să folosim respirația pentru a schimba emoțiile și stările interioare. Despre asta vreau să vorbim astăzi în acest video, cum putem folosi respirația conștient pentru a ne schimba starea și cum este extraordinar de bine să folosim respirația din ce în ce mai conștiință, avem o rutină în care să o corectăm, să ne focusăm atenția asupra ei, pentru ca aceasta să aducă nenumărate beneficii în viața noastră. Așadar, noi respirăm acum, din păcate, majoritatea dintre noi respirăm în zona superioară a trunchiului, în zona pieptului. Aceasta este o respirație destul de superficială, care nu aduce calm minții. Este o respirație inconștientă, a ajuns să intre astfel în obișnuința noastră să respirăm așa, pentru că nu am acordat atenție. O respirație corectă însă este mult mai profundă și în zona de jos a trunchiului și anume în abdomen. O să învățăm astăzi să respirăm corect și o să vă arăt și un exercițiu de respirație ce aduce calm minții, pe care această respirație o putem folosi chiar și în meditație și în exerciții interioare, ca să le spunem așa, fie că practicați yoga, meditație sau o altă practică din această gamă, puteți folosi această respirație pentru a aduce calm în interiorul vostru. Să învățăm deci să respirăm mai mult în zona abdomenului. O să vă atașez în descriere
un articol în care explic totul din nou și îi atașez și o imagine acolo care arată un ciclu corect de respirație. Un ciclu corect, deci inspirăm pe nas și expirăm tot pe nas. Întotdeauna, adică nu întotdeauna, există excepții de exerciții de respirație prin care expirăm pe gură, însă o respirație normală și naturală este doar pe nas. Și inspirăm aer ușor, ușor pe nas. Deci trebuie să fie un fir de respirație ușor, dar profund și constant, da? Inspirăm și aerul intră în plămâni, apoi diafragma coboară și abdomenul se umflă. Acesta este ciclul de inspirație. La asta mă refer prin respirație abdominală. Noi suntem obișnuiți, respirăm foarte mult în zona pieptului. Noi suntem obișnuiți să facem exact invers, atunci când inspirăm, abdomenul să se contracte. Ei bine, o respirație corectă este ca atunci când inspirăm, abdomenul se umflă. Deci inspirăm, umflăm abdomenul, expirăm, acesta se contractă și aerul iese tot pe nari. Inspirăm, expirăm. Dacă nu simțiți momentan, puteți să plasați o mână, o palmă pe abdomen sau două și conștient să fiți foarte atenți și să inspirați sau umflați abdomenul. Gândiți-vă cum aerul urmează acest traseu, da? Nări, plămâni, diafragma coboară, pentru că plămânii se umplu de aer, diafragma coboară și abdomenul automat se umflă. Atunci când expirăm, abdomenul se comprimă, diafragma urcă, se golesc ușor plămânii și aerul iese pe nări. Inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Deci aceasta este baza respirației corecte. Orice exercițiu de yoga, de pranayama, orice exercițiu necesită această respirație abdominală. Această respirație o să vedeți că instant o să vă calmeze oricum, dar noi acum o să folosim și un tempo specific, și anume respirația în 4 timpi. Inspirăm numărând până la 4, stăm pe retenție pe plin o secundă, expirăm numărând până la 4 și stăm pe retenție pe gol încă o secundă. Este o respirație foarte ușoară, un exercițiu foarte ușor și este extraordinar de benefic pentru că este folosit atât în meditație cât și în yoga, în timp ce facem exercițiile fizice, asanele, și aduce imediat calm în interiorul nostru. Așadar, sper că până acum ați reușit să simțiți respirația abdominală, dacă nu e nicio problemă, nu trebuie să faceți ceva mai mult, doar cu puțin exercițiu, ușor, ușor o să puteți. Trebuie doar un declic, pentru că, după cum am spus, suntem obișnuiți să facem exact opusul. Din momentul în care o să corpul vostru o să înțeleagă mișcarea și flow-ul, o să o păstreze. Și anume, inspirăm, expirăm, inspirăm, 1, 2, 3, 4, ținem o secundă, expirăm, 1, 2, 3, 4, ținem o secundă. Inspirăm, 1, 2, 3, 4, ținem o secundă. Expirăm, 1, 2, 3, 4, ținem o secundă. Puteți folosi acest tempo ori de câte ori aveți nevoie. Chiar și dacă sunteți în trafic și nu aveți altceva de făcut, încercați să exerțați această respirație. Este benefică, o să vă calmeze imediat gândurile, este sănătoasă, încercați să o faceți cât mai profundă, o să vedeți diferența între respirația ce ne-a intrat în obișnuință și această respirație conștientă și ori de câte ori vă amintiți, aduceți atenția asupra respirației și faceți acest exercițiu. Eu, prin respirație, îmi calmam atacurile de panică sau stările de anxietate.
Chiar și acum când simt că mă enervez sau că sunt puțin copleșită de ceea ce se întâmplă în exteriorul meu, fac această respirație și apoi automat pornesc totul dintr-o postură mult mai echilibrată. Până la urmă, respirația poate aduce echilibru. Vă recomand foarte mult să fiți din ce în ce mai focusați și mai conștienți de acest plan energetic. O să vedeți cum puteți lucra din ce în ce mai bine cu voi, cu interiorul vostru, prin respirație. Și orice practică spirituală ați urma, o să vedeți că respirația este o bază, este o cărămidă extrem de importantă a fundației oricărei practici. Vă recomand din suflet să continuați acest exercițiu după ce închideți acest video și dacă vreți să vedeți mai multe despre meditație, o să vă atașez un link în descriere cu un video în care vorbesc despre cum puteți începe o practică meditativă. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat și sper eu că am adus și de data aceasta puțină inspirație pentru evoluție în viața voastră. Vă mulțumesc și vă doresc o viață magică!